Dragii mei prieteni, vă salut cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos și mă rog ca El să cerceteze inimile noastre, să ne motiveze și să ne ajute să înțelegem adevărul pentru a-L trăi în fiecare zi. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Prin cuvântul lui Dumnezeu avem acea chemare pe care Dumnezeu ne-o oferă, nu de a trăi o viață sfântă în cazul acesta și de a lupta, de a lupta împotriva celui care vrea să distrugă viața noastră de credință, care vrea să distrugă unitatea bisericii. De aceea suntem chemați împreună cu părinți, copii și robi să luptăm împotriva vrăjmașului și nu cu armele noastre, nu cu înțelepciunea noastră și cu ceea ce Dumnezeu ne oferă prin cuvântul Său. Cei răscumpărați trebuie să trăiască o viață potrivit cu chemarea pe care Hristos a făcut-o, Efeseni 4:1, și potrivit cu statutul pe care îl au în Hristos. Și Domnul este Cel care ne ajută la lucrul acesta. Scopul Apostolului Pavel a fost acela, prin mesajele sale, să îi facă pe creștini să fie conștienți că ei sunt angrenați într-un război spiritual. Armura lui Hristos este importantă să o avem în viața noastră ca să putem să luptăm împotriva vrăjmașului. În ceruri noi nu vom apărea în armură, ci în robe ale gloriei, dar aici ele trebuie să fie purtate zi și noapte de credincioși, pentru că vrăjmașul niciodată nu va înceta atacul împotriva noastră, chiar și când noi dormim. Vin gânduri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, gânduri de îndoială, atacuri, panică. Și vrăjmașul încearcă zi și noapte să ne doboare, să ne facă să ne abatem de la calea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, de la viața pe care El ne-a chemat să o trăim pentru gloria lui Dumnezeu și în plinătatea Duhului Sfânt. Ca să putem să luptăm corect și să avem biruință împotriva vrăjmașului, trebuie să fii conștient sau să fim conștienți împotriva cui luptăm. Versetele 10 la 12, Pavel ne spune foarte clar că noi nu avem de luptat împotriva unei ființe, a cărnii sau a sângelui, și avem de luptat împotriva vrăjmașului, împotriva duhurilor răutății, care sunt de natură demonică. Când se vorbește despre formele demonice, acestea au trei caracteristici. Ele sunt puternice, ele sunt numite stăpânitorii întunericului acestui viac. Versetul 12, ultima parte, sunt rele. Întunericul și răutatea lor sunt uneltele cu care ele lucrează și vrea în viața credincioșilor să aducă întuneric, ca să se creeze acea panică, acea stare de frică, de disconfort. Așa cum ne spune Ioan în 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Ele asta vor să facă. Și apoi spune Scriptura că ele sunt viclene și Satana cu armata lui acționează și ciretește. Îți oferă prima dată plăcerea, bucuria de a trăi o viață la cote înalte, dar după aceea vine acea cădere bruscă. Ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, El ne cheamă pentru binele nostru. Și de aceea noi trebuie să conștientizăm că puterea vrăjmașului este puternică când în viața noastră de credință este slabă, este dezancorată. Dar când suntem ancorați, orice poate veni în viața noastră, dar nu ne ia de acolo. Supuneți-vă așadar lui Dumnezeu și diavolul va fugi de la voi. Aceasta este recomandarea pe care apostolul Iacov o face. Trebuie să fim îmbrăcați cu adevărul, stați dar gata având mijlocul încins cu adevărul. Pavel se uită la un soldat roman
și vede centura prinsă de brațul acestuia și după care el face această analogie, având mijlocul încins cu adevărul în inima noastră, în viața noastră, dacă Dumnezeu este prezent prin adevărul Său, dacă adevărul Său este cel care ne motivează în fiecare zi gândurile și acțiunile, este de ceea ce noi avem nevoie. Un soldat nu poate merge la luptă fără armură, nu poate merge la luptă fără centură pentru că nu are unde să-și pună sabia. De aceea nici noi, fără adevărul lui Dumnezeu, nu putem birui pe vrăjmaș. Dumnezeu dorește ca prin adevărul Său să locuiască în inimile credincioșilor. De asemenea, El dorește ca credincioșii să-L trăiască în fiecare detaliu al vieții de credință. Apoi spune Scriptura că trebuie să fie conștient că este justificat în Dumnezeu, versetul 14. Îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. Cuvântul tradus din limba greacă în limba română înseamnă justificare sau îndreptățire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Fiul Său. Nu mai este nimica care să poată să fie osândit sau condamnat de vrăjmaș. Dumnezeu este Cel care ne-a împăcat. Dumnezeu este Cel care ne iartă păcatele prin Domnul Iisus Hristos, este Cel care ne ajută prin puterea Duhului Sfânt, prin persoana Duhului Sfânt, să ne ducem alergarea mai departe și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Trebuie să fim plini de zel pentru Evanghelie. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Cuvântul din limba greacă, râvnă, este acel zel, acea pregătire, fermitate cu care Dumnezeu ne cheamă să venim înaintea Lui, să ne trăim viața. Totdeauna trebuie să existe acel zel pe care noi îl alimentăm pentru Evanghelie, pentru trăirea Evangheliei în fiecare domeniu al vieții. Chiar și în lucrurile mici ne cheamă Dumnezeu să fim credincioși și să le trăim, și chiar și în lucrurile mari și în felul acesta putem fi acei oameni credincioși care să lupte cu vrăjmașul și care să nu-i fie frică și să persevereze, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează și El lucrează în acest fel. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne ancorăm viețile și să putem să depindem de harul Său, de puterea Lui, să dorim lucrul acesta, și în felul acesta Dumnezeu ne va ajuta să ieșim biruitori din fiecare luptă cu vrăjmașul. Și să nu uităm că noi suntem implicați într-o luptă cu vrăjmașul. Și apoi, în această luptă cu vrăjmașul, depinde foarte mult modul în care noi înțelegem adevărul și modul în care noi îl aplicăm în viața noastră. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ne-ai făcut această chemare de a lupta, Doamne, împotriva vrăjmașului. Și am văzut că nu suntem singuri, suntem chemați să luptăm după aceste valori, aceste principii pe care Tu le-ai lăsat. Ajută-ne, Doamne, să fim liberi înaintea Ta printr-o trăire a fiecărui adevăr în parte din Scriptură. Îți mulțumim pentru că El este Cel care ne-a răscumpărat, îți mulțumim pentru că El este Cel care ne ajută să ne ducem alergarea la bun sfârșit. Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că suntem încredințați că tot ceea ce ne-ai promis, Tu vei duce la bun sfârșit, și în această luptă pe care o avem de dus cu vrăjmașul, Tu ești prezent și ne vei ajuta să o biruim. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți. Amin.